Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă emisiune, o nouă etalare la alegere. Alege setul de cărți, de fapt setul grupul, că nu e un set, sunt pregătite pentru voi, alege brățara. În această etalare vom vorbi despre, voi da o grămadă de detalii, am luat o grămadă de cărți din aproape toate seturile, mai două nu le-am avut la mine, dar în rest am luat din toate seturile cărți ca să aflăm detalii despre viitorul partener, parteneră, iubit, iubită. Dacă acest personaj, bărbat, femeie, se va transforma într-un om care va fi alături de voi, veți trăi și veți vedea, dar deocamdată haide să vedem câteva detalii despre aceste personaje care urmează să apară în viața unora. Etalarea este valabilă în mod special pentru cei singuri, dar nu doar, puteți să fiți în cuplu și să experimentați, ori pentru că vreți voi și nu mai sunteți mulțumiți de cuplu în care sunteți și vă doriți pe cineva nou, poate vă doriți de ani de zile și urmează să apară, ori pur și simplu vine ca un trăsnet în viața unora și, din niște motive, Dumnezeu știe, Universul știe, veți experimenta o nouă situație, relație, dragoste, veți trăi și veți vedea. Deci, pun pauză și așez camera ca să puteți alege. Deci, dragii mei, aveți patru variante. 1, 2, 3 și 4. Vă sfătuiesc să alegeți maxim două, pentru că este greu să combinați informațiile și mai ales să aveți de-a face cu două persoane. Ar putea aceste două numere să dea informații în plus despre primul număr pe care l-ați ales. Dar veți trăi și veți vedea. Eu zic totuși să nu vă lăcomiți la mai mult de două numere. Dar vă sugerez totuși, cu temperanță, bine ar fi un singur număr. Deci, repet. Brățara albă este numărul 1, brățara mov numărul 2, brățara verde este numărul 3 și brățara cu cele 7 chakre neagră și cu cele 7 chakre este numărul 4. Vă puneți pauză și alegeți. Ok, începem cu numărul 1, cei care ați ales brățara brățara albă, brățărica albă, uitați-o mai bine. Vedeți? Nu e chiar albă, albă. E un pic spre bleu, spre bej, se vede? Ia. Cred că acum se vede, da? Evident, nu mai știu cum se numește, dar sunt naturale. Haideți să vedem o grămadă de mesaje despre acest partener. Spiritul acestui viitor partener, parteneră, iubit, iubită, oul cosmic, chakra 7. Puternic, 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 un spirit foarte puternic. Astea sunt mesajele de la îngeri. Ne punem deoparte. Vedem cum se leagă informațiile. Children, copii. Unele cărți nici nu le știu. Însă, vom vedea și latura lor luminoasă, latura lor negativă. De-aia am zis că este super detailat. Detaliat. Ia să vedem. Intensă persoana, intensă, foarte intensă, oul cosmic, moartea, scorpionul, regele de monede, bărbat, femeie, nu contează, poate fi femeie, foarte ușor, foarte frumos. Acum am zis că latura pozitivă, latura negativă, inaugurez un set de cărți foarte dark, foarte dark și le folosesc la latura negativă. Energia sexuală dintre voi doi. Interesant. The Void. Wheel of Fortune. Ia să vedem ce alte detalii mai avem despre acest personaj. Deci, avem o grămadă de spus. Aș putea să scriu o carte. Așa îmi place mie să zic. Și, într-adevăr, am putea scrie cărți despre întregele etalări pe care le facem.
Ok, numărul 1. Noul partener, partener, iubit, iubită, pe care o veți întâlni, este reprezentat în spirit de oul cosmic. Una dintre, nu că una, cea mai înaltă vibrație. Pe lângă faptul că este deja, nu mai a ieșit din zona terestră a elementelor alchimice care reprezintă cele patru elemente pământene. Deci acesta este deja în al cincilea element alchimic intrat într-o evoluție spirituală și destul de se apropie, dacă nu chiar a ajuns la această a șaptea chakra. Chakra Sahasrara. Comunicarea cu spiritele. Acest personaj s-a transformat. Deocamdată, așa simt, acest ou cosmic este personalitatea sa. Evident că acest personaj cu șarpele, cu moartea, cu regele de monede, ce e aici? Cu puterea. Foarte posibil pentru unii să fie și un personaj posesiv, nu în sensul musai negativ al cuvântului, pentru că văd că această putere este în zona sa luminoasă. Este un om care ține la oamenii dragi, îi protejează cu toată ființa, îi înfășoară ca o mamă, își înfășoară obiectul iubit, persoana sau obiectele pe care le vede valoroase, le înfășoară cu mare grijă și suficient de puternic să nu poată fi furate, să nu poată fi pierdute. Asta în cazul în care acest ou cosmic se va dovedi a fi relația dintre voi. Pentru că oul este un concept care urmează să se nască și să dezvolte un nou univers, o nouă ființă, ființa fiind relația voastră sau chiar voi. Însă, până una alta, țin foarte mult la acest nou eu în care ei s-au transformat după multe, se pare, foarte multe evenimente intense, tragice. Asta pentru că apare această moarte. Clar au planete în Scorpion, clar, sau casa 8-a, fără nicio discuție. Și am zis că au trecut prin drame pentru că la alte informații despre ei au 10 de spade. Au trecut prin această moarte și renaștere. Suferință cu duiumul. Dar tocmai pentru că sunt puternici, aici este latura lor luminoasă, latura întunecoasă, tocmai pentru că sunt puternici, au reușit să se transforme un alt 8. Bine, aici este 9, nu? Este 11. De obicei este 8. Puterea este 8, dar avem semnul infinitului. Au o putere infinită, infinită, oarecum infinitul găsim în acest șarpe, pentru că este un ciclu continuu, da? O spirală. Cresc continuu acești oameni. Și am senzația că uneori ei nu conștientizează această forță și capacitate, forță, putere, da, pe care o au de a se lupta cu viața și de a renaște, pentru că latura lor negativă apare roata norocului. Interesant este exact poziția de fetus în ou. Însă, ce fioream, însă acest personaj renaște continuu, sunt niște aripi albe, aripi de lumină, vedeți, de-aia îmi place setul ăsta de cărți, deși este destul de dark. Din păcate, această carte a venit în poziția zonei de umbră a personajului cu care vă veți întâlni. Probabil veți descoperi voi înșivă. Acest personaj nu are încredere. Nu că n-are, că văd că e victorios, e puternic. Nu are încredere, cel puțin prin traumele prin care a trecut, nu are încredere că se poate transforma încă o dată. Pentru că viața, mai ales pe acești oameni, știți cum? Ce nu ne dărâmă, ne face mai puternici. Ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Și femeie, bărbat, au trecut prin foarte multe. Prin foarte multe. Însă
De fiecare dată situațiile sunt mai intense, eventual se acumulează și oboseală, o experiență a vârstei sau pur și simplu a lucrurilor intense pe care le-a trăit și există un dubiu, există o latură întunecoasă în care ei nu cred în această roată a norocului, nu cred că se pot transforma, nu cred norocul lor, este ceva, roata norocului. Norocul ține de Jupiter, Jupiter ține de credință. 10 este un ciclu. Probabil că sunt atât de intenși încât, iar avem și vidul, void, the void, iar este o stare de transformare. Vedeți cum seamănă roata norocul, vidul, moartea, apare și luna ca și confirmare, nu doar cromatică, ci a unor lucruri foarte fricile, frica de transformare eventual, frica de conștientizare a ceea ce sunt, probabil că au trecut prin această frică, pentru că ei sunt foarte sus. Chiar dacă n-au ajuns la 7, sunt deja intrați pe eter, pe transformare spirituală. Însă revin la această latură întunecoasă. Este o teamă de interesant, de conștientizarea acestei forțe, de conștientizarea acestei, a unor calități divine pe care le au. Sunt aripi albe, aici este chakra a șaptea spiritualității, a legăturii cu Dumnezeu. Haideți să mai vorbim despre acest personaj. 9 de monede, independent. Prin ce a trecut a învățat acest personaj să fie independent, să se lupte, pentru că 9 e Jupiter și au două cărți care, 2, 4, 5, 5 și 6, sunt două cărți care arată că sunt bătăioși. Au învățat să se lupte pentru rezultatele lor. Au învățat să se lupte, să iasă afară din colivie. Probabil sunt greu de ținut în colivie. Sunt bărbați, femei, sunt frumoși sau chiar dacă nu sunt frumoși fizic, au un farmec special al omului care are încredere, care a reușit, care e conștient că trebuie să lupte în continuare să reușească. Posibil pentru unii acest rege de monede să fie țelul, pentru că văd că au 6 de bâte și 9 și regele de monede. Sunt victorioși, repet, și dacă sunt în această poziție de preîmpărăteasă, femei, bărbați, da? Cu reușite, cu frumusețe, cu inteligență, cu libertate, își doresc să ajungă într-o poziție de autoritate, de stabilitate. Își doresc o familie, clar, pentru că sunt acum fără familie, dar vor să aibă nu orice, pe oricine în preajma lor. Își doresc oameni valoroși, pentru că regele înseamnă valoare, regele de monede, înseamnă valoare. Venusieni au un Venus foarte bine manifestat sau aspectat în harta natală. Este 9 de monede în general, are semnul lui Venus pe haine. Aici nu, dar știm din alte cărți de tarot. Apare Taurul, dar nu neapărat că e zodia Taurului. Acest Venus e foarte bine aspectat în casa lor. În ce formă? Ea rămâne să descoperiți voi. Eu acum vă dau niște informații foarte reale și adevărate despre acest personaj care va intra în viața voastră. Un personaj care, am zis, fiind independent, cunoscându-și valoarea, pentru că a trecut prin multe transformări, am zis că ține la această valoare și nu acceptă jumătăți de măsură. Clar, dacă voi nu vă veți ridica la înălțimea așteptării și nu așteptărilor, înălțimea idealurilor lor, pentru că ei vor să atingă un ideal al lor și atunci e normal că atunci când vrei un ideal să ai în preajmă oameni care își doresc același ideal, da? Dacă nu vă ridicați la aceeași înălțime, vor fi puși să aleagă. Să aleagă. Rămână de ales. Pentru că și voi și ei veți fi pus să alegeți dragostea,
dragostea care înalță, pentru că dragostea de sine, cum e nouă de monede, da? Ne crește. Dragostea de sine ne aduce către succes. Nu păcălerile, nu măștile, acest personaj nu o să-și... Deci, cu moartea și puterea și conștiința și înțeleptul, am zis, a trecut prin foarte multe, o să poată să simtă în spatele măștilor, să vadă în spatele măștilor și bine ar fi să fiți foarte corect cu ei, foarte corect, este important să vorbiți cu dragoste și cu adevăr, nu să purtați măști, nu să încercați să atrageți prin acest trandafir, nu să vă limitați doar la pasiune prin acest trandafir, ci să alegeți și unul și celălalt, alegerea aveți de două ori, îndrăgostiți-i și alegeți în dragoste. Ci să alegeți cu dragoste, pentru că acest personaj a ales din dragoste, din dragoste a învățat, repet, să se aprecieze, să se iubească, să se transforme din dragoste față de ei și față de, pentru că sunt persoane spirituale față de Creator, au ales această transformare, au îndrăznit să iasă din această teamă, teamă, pentru că roata norocului înseamnă schimbare de energie. Această teamă a naturii lor divine au ales totuși să se lupte cu egoul, cu egoul, cu leul care poate să fie frica aceasta. Știți că leul poate să reprezinte egoul. Egoul se manifestă în multe feluri, inclusiv frica. Inclusiv frica. Și au ales totuși să învingă această natură temătoare a lor și să participe, da? Cum zice participation? E patru de bâte. Să participe activ, conștient cu awareness la manifestarea viitorului partener, pentru că e patru de bâte, parteneră, eventual majoritatea, nu pot spune că toți, dar majoritatea știu despre flăcări gemene și își doresc să întâlnească această flacără geamănă din acest motiv. Cred că și continuă transformările profunde prin care vor trece și creșterea spirituală pe care au îmbrățișat-o, au înfășurat-o, da? Își doresc așa ceva. Și repet, dacă voi nu vă dovediți pregătiți pentru ei, veți trăi și veți vedea, s-ar putea povestea să fie mai de scurtă durată. Nu că ar fi ceva de genul ăsta aici prin cărți, dar eu zic că este un om foarte persoană, bărbat, femeie, nu contează, foarte conștienți de ceea ce sunt. Au ieșit din această zonă de umbră. Am zis că latura întunecoasă este această roată a norocului. Da? Aici interesant cum am vorbit de frici, aici este o umbră. Au ieșit din proiecții. Ce înseamnă colivie? Colivia sunt proiecțiile pe care societatea, familia sau chiar noi înșine sau cunoștuții, prietenii, da? Proiecțiile pe care ni le aruncă ei și la un moment dat noi le manifestăm. Acest personaj este conștient. Da? Awareness este un nou, iar Jupiter este treaz din punct de vedere spiritual, o altă carte care confirmă. Și pe lângă asta, sunt conștienți că trebuie să manifeste și în 3D toată experiența pe care au acumulat-o. Atrag atenția și nouă preîmpărăteasa atrage atenția, dar nu doar prin frumusețe, ci și prin victorie și prin încredere. Clar că sunt în căutarea sufletului pereche sau a sufletului geamă. Clar. Cu 6 de bâte și sunt dispuși să lupte. 5. Sunt dispuși să lupte și să protejeze, cum a zis mai devreme, și să capete acest 5 și 4. 5, 4, 6. Foarte pasionale, foarte pasionale, chiar dacă în aparență pot să fie, știți, în public să arate stabili, poate uneori oamenii să-i judece că sunt materialiști, asta pentru că e nouă de monede și pentru că tind către regele de monede sau cum a zis mai devreme, dacă ei sunt în stare de preîmpărătea să-și doresc un partener care să le oglindească valoarea. Da? Nouă și regele. Deci își doresc acest partener, partenera. Dacă voi sunteți ori aici, ori aici, e bine. E bine. Aveți șanse. Am zis că acest personaj este foarte pasional. Apare îndrăgostiți, energia sexuală dintre voi este îndrăgostiți.
Îndrăgostiți este marcat de numărul 6, tot numărul lui Venus. Însă 6 pe mine acum mă duce cu gândul la casa 6 a Fecioarei. Și de ce zic a Fecioarei? Pentru că e casa 6 a Fecioarei. Casa în care trebuie să lucrăm zilnic ca să menținem ordine, să menținem ceva, să creăm și să oferim servicii. Faptul că acești îndrăgostiți au acest număr 6, eu simt că va trebui să lucrați amândoi zilnic ca să mențineți această dragoste. La un dat, ori voi, ori ei vor trebui să faceți o alegere foarte importantă în dragoste, revin, tocmai pentru că sunt intenși, pe unii ar putea să vă sperie această intensitate, această conștiință de sine. Dar revin, această conștiință de sine s-a născut dintr-un vid, s-a născut din suferințe, dar pe care le-a învins 10 de spade. 10 de spade. Acest personaj a murit și a renăscut de nu știu câte ori și de fiecare dată a găsit noi metode, puterea de a se lupta cu frica, cu autoritățile, cu oamenii care au încercat să-i doboare. Da? E puterea. Foarte posibil să aibă și planete în zodia leului sau aspecte în zodia leului sau casa a cincea. Înseamnă și 5 de pute. A ieșit din acest turbion de întuneric către lumină, da? Iar e un turbion, aici este o spirală, aici este întuneric și lumină, da? A ieșit din proiecții și a ajuns, interesant, cum această lună este între ochi, în al treilea ochi. Are această conștiință. Eventual, acest personaj, foarte posibil să vă recunoască ei. Ce este frumos, ce alte informații mai avem? Apare această carte care vorbește că scopul vieții reprezintă unul din scopurile acestui personaj sau al vostru împreună, este să ajutați copiii, să-i ajutați, să învățați, să-i vindecați. Tocmai pentru că a trecut prin foarte multe, are aceste calități de vindecător, de profesor și de... de om generos. Generos și creativ. Când lucrezi cu copiii, n-ai cum să fii sobru, chiar dacă tu ai trecut prin foarte multe. Deci, cu alte cuvinte, acest personaj este foarte adaptabil. Foarte adaptabil, creativ. Dacă e să lucrezi cu copiii, posibil în cazul în care vă veți dovedi apți să fiți partenerii lor, pentru că văd un personaj stabil, ei vă o relație stabilă, 4 de bute și copii, vorbesc despre o familie, își doresc o familie, își doresc copii, poate că au, dar eu cred că mai degrabă își doresc. Dacă au pentru unii, rămâne de văzut, dar deocamdată eu simt că își doresc 5 de bute copii, am zis că sunt creativi. Să vorbesc și despre acest înțelept. Seamănă cu eremitul, deși un pic diferit. Nu e atât de fric ca în eremit. Deja au acumulat nu doar experiență, au niște prieteni. Prin toate încercările prin care au trecut, au niște prieteni. Poate că îi veți recunoaște când veți descoperi într-o discuție că le plac lupii sau poate au un lup sau poate au un imprime cu sau ceva elemente decorative în jur cu această bufniță care reprezintă de fapt totemul lor. Sau chiar dacă ei nu sunt conștienți de aceste energii subtile care îi spirite ale animalelor care îi inspiră, au această putere de a merge și de a se lupta în întuneric, de a vedea ca bufnița. Și nu doar atât. Lupul este animal de haită. Însă cu acest rege și 6 de bâte, cred că ei sunt apți să conducă o haită. Cred că au tendințe alfa.
bărbat, femeie, nu contează. Și aceste tendințe nu trebuie mult să se manifeste printr-un spirit combativ, deși există și se va manifesta din când în când. Pot să fie foarte calmi, pentru că pot să fii alfa, într-o stare de calmitate, de respect față de tine și față de cei din jurul tău. Într-un fel sau altul, ei impun respect. Chiar dacă oamenii ar putea la un moment dat, din niște motive care arată bine, să-i confunde cu altceva, mai devreme sau mai târziu ei impun respect, pentru că au o intensitate peste care nu se poate trece. Cartea a venit, moartea a venit în spate, deci intensitatea se descoperă în timp. Cine se lasă păcălit de ceva, de aspectul acestui personaj, avem onestitate, este esențială. Cine se lasă păcăliți, da, și oferă pasiune sau oferă lucruri false, va fi uimit de ce va descoperi. Va fi uimit de ce va descoperi. Am zis că a descoperit lumina, am zis că este pe calea spiritualității. Uite și aici un toiac luminat deja manifestă. Manifestă, ia uite, un adevărat univers, vedeți? Un adevărat univers în formare, parcă e o constelație, sunt niște lucruri care se formează acum, sunt în lucru, ei deja lucrează. Ei deja lucrează, sunt în călătorie către lumina pe care orice om ar trebui să o descopere. Ce ar mai trebui să spun? Cred că majoritatea au un păr fabulos cu leul, 9 de bâte, 9 de monede și celelalte două cărți, ba chiar și îndrăgostiții, femeile, în mod special, au un păr mai ieșit din comun. Poate că acest lucru, dacă au într-adevăr marcaj în zodia leului, se va simți și, sau în casa a cincea, se va simți și la bărbați. Însă, în mod special, la femei se va vedea. La femei se va vedea. Eventual au tendința interesantă să-și schimbe coafura destul de des, fiind venusien într-un fel sau altul. Și acești îndrăgostiți iar îi simt altfel, tot această latură întunecoasă și luminoasă lor. Deci uneori în dragoste vor fi timizi, alteori vor fi foarte îndrăsniți și apetisanți, captivanți. Și dacă sunt timizi, sunt timizi pentru că au fost răniți în această experiență pe care l-au trăit, au fost răniți în alte situații și nu vor să le mai repete. Dacă sunt bărbați, la fel, va trebui să învețe să se centreze. Să manifeste echilibru între cele două tendințe, pentru că ia uite și aici, între zona luminoasă și zona întunecoasă. Zona luminoasă e foarte bătăioasă, 5 de bâte și puterea, da, ia uite, se luptă cu monștri, cu bestiile, cu ego-ul lor, dar și cu bestiile din jur, da? Însă, natura negativă este destul de oprimată, au fost oprimați clar în trecut. Și se mai manifestă din când în când această neîncredere. Și aici se trec în extreme, cu moartea, clar, dacă au planete în Scorpion sau în casa 8, trec în extreme. Ori sunt foarte bătăioși, ori se retrag într-o cochilie, deci să nu vă speriați, mai ales că au și lună. Ori participă, da, intră în manifestare, ori intră în tăcere. Ca să se regăsească pe ei, să-și aducă aminte cine sunt, pentru că la un moment dat când te lupți mai uiți, te confunzi cu lupta și nu cu motivul luptei. Însă, să reducem, personajul acesta a suferit foarte mult, este foarte pasional, determinat să obțină ce își propune, însă ambițiile sale au ca motivație dragostea, aleg din dragoste. Au o zonă copilăroasă, chiar dacă încă nu lucrează cu copii, au o zonă copilăroasă. 5 de bâte copii. Tocmai pentru că au fost oprimați în copilărie și vor dori să manifeste, poate se vor manifesta creativ,
o zonă artistică, pentru că avem leul, da, casa a cincea, calități artistice, descoperite sau nedescoperite, veți vedea. Momente care sunt foarte copilăroși, deși sunt bătăioși, sunt puternici, de-aia zis să nu fie confundați. Să nu fie confundați. Își doresc o casă, își doresc oameni de valoare lângă ei care au puterea să îi completeze, au calități și au și stabilitate. Își doresc o relație stabilă, dar nu o cușcă, nu o colivie, ci o casă construită frumos, și o relație care le permite libertatea. Le permite libertatea. Libertatea de a comunica cu spiritele. Interesant că și aici comunică cu un spirit. Vulturul sau bufnița. Lupul, șarpele iar. Variază. Leul iar îl văd de două ori. Iar aripile acestea care se regăsesc și în zona de frică. Își doresc să comunice cu spiritele de la un moment dat, sunt atât de intensi și ceea ce primesc ca și mesaje sunt atât de intense încât chiar și ei se sperie de anumite lucruri. Însă, veți vedea și veți trăi și poate înveți și scrie. Un personaj foarte interesant. Să nu ziceți că le place, că le plac banii musai, nu. Am zis că sunt conștienți că trebuie să manifeste, să-și manifeste talanții la maxim. Și asta e minunat. Am zis că e cineva foarte dezvoltat, spiritual. Am zis că atrag atenția. Am zis că vor o poziție de autoritate, dar nu din ambiții prostești, ci pentru că sunt conștienți ca o misiune. Sunt conștienți ca o misiune. Când mai au o perioadă de tăcere, încercați să înțelegeți că trebuie să se regăsească, să-și regăsească sinele, să-și regăsească aripile, să-și regăsească aripile și focul, în acele momente și s-ar putea chiar să trebuiască să-i lăsa singuri uneori în acele momente. Pot comunica la distanță, au această capacitate telepatică, empatică, dar mai degrabă telepatică. Mai degrabă telepatică. Pot să transmită gândul la distanță și să prindă idei din jur și de la celelalte spirite sau dimensiuni, neapărat spirite. Cam atât deocamdată. Ia să mai vedem. Sunt oameni activi. Văd că sunt în mișcare. Se luptă. Călătoresc. Dar cu grație. Cu grație. Și cu încredere. Ce am mai fi să spun? Eu zic că am spus suficient. Pentru unii s-ar putea, în momentul în care vă întâlniți, ori să poarte albastru, ori să poarte roșu. Dacă sunt bărbați, să poarte roșu, roșu, violet. Dacă sunt doamne, albastru, să fie ceva albastru, un albastru electric, da? Albastru electric. Cu fie șarfă, cu or fi o geantă, cu fie o rochie, acum nu. Rămâne să vedeți când se manifestă întâlnirea. Vara, primăvara. Însă, adesea le place, nu doar întunericul, interesant cuvine, dar le place întunericul, le place să poarte și, ia uite, am zis albastru, negru, mov și roșu uneori. Da. Și ce caută, interesant? Caută ceva care iese în evidență. Dacă voi ieșiți în evidență, minunat.
pentru că și ei ies în evidență. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ne auzim la următoarele etalări. Pa, pa! Bună seara, dragii mei! A revenit cu numărul de talii pentru numărul 2. Numărul 2. Sper că îl vedeți mai bine. Ia să vedem. Îl vedeți? Ce frumos e. Chiar mă... Uitați ce superb e. Superb, superb, superb. Însă să vedem etalarea. Cum este pentru cei care au ales numărul, numărul 2, rățarea MOV. Spiritul Hiena. Spiritul acestui personaj. Mora, te rog frumos să stai cu minte. Mesaje de la îngeri în legătură cu ei, cu acest personaj. Numerele sunt numărul de cărți variază de la număr la număr, pentru că la unele numere au venit mai multe, la altele mai puține. La unele au venit mai greu, la altele mai ușor. Șase de spade. Spânzuratul. Aici au venit mai multe, da. M-am și mirat, le-am păstrat că s-a părut că au sens. Deci, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, ia uite, chiar numărul 2 este aici. Deocamdată, spiritul acestui personaj este reprezentat de hienă, semnul alchimic al focului. Și aveți multe cărți care arată că e o persoană foarte pasională, intensitatea. Cavalerul de bâte. 9 de cupe și regele de cupe, 8 de bâte, foc și gheață. Și aici avem lumină și întuneric. Acest personaj, pe lângă faptul că e foarte pasional și uneori are o tendință, manifestă o latură foarte ciudată. În primul și în primul rând este sarcastic. Posibil că o să-l recunoașteți după felul în care glumește, după felul în care râde. Gen hiena. Mai mult sau mai puțin glumesc eu. Va arăta adesea partea sa frumoasă, însă partea sa întunecoasă va ști. Va ști să o ascundă. Dar, eu vă spun, și o veți descoperi și voi, încet, încet. Au 6 de spade de 2 ori, 6 de aer. În primul și în primul rând au această capacitate de a se detașa mental când lucrurile devin prea intense sau prea tulburi sau prea întunecoase. Au această capacitate de a călători cu mintea către zone senine. Acum, am zis că e o călătorie mentală, că aceste zone sunt idealuri, sunt, eu știu, personaje, veți vedea. Totuși, simt un personaj stabil, nu pot să zic că vor avea tendința să călătorească în alte direcții ca să-și găsească echilibru, nu. Au capacitatea de a se detașa mental, eventual de a se centra. Și de a înțelege, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, pentru că asta a venit destul de târziu. Bine, am și tras-o mai târziu, dar unii dintre ei înțeleg că nu poți să fii doar lumină. Cel puțin noi, în varianta aceasta care suntem, avem o latură întunecoasă. Ei înțeleg foarte bine. Cred că au niște planete în zodia Scorpionului cu acest rege de cupe,
în zona lor de umbră și intensitatea ca și plus de informație. Și acest foc și gheață. Foc și gheață. Și ei sunt foarte pasionali. Veți vedea, veți trăi și veți vedea. Au o dorință de libertate pe care va trebui să vă obișnuiți sau cu care va trebui să vă obișnuiți să care va trebui să vă obișnuiți și pe care va trebui să o înțelegeți. Nu vor să fie ținuți în lanțuri. Posibil unii dintre ei au fost trădați, a fost un triunghi amoros în viața lor și au fost trădați și acum își doresc libertatea. Posibil au stat lângă parteneri nepotriviți și acum își caută partenerul potrivit. Când veți fi împreună, învățați sfatul îngerilor, învățați să petreceți timp de calitate împreună, pentru că va trebui să îi învățați. Ascultați și vorbiți cu fiecare, unul cu celălalt. Ascultați și vorbiți. 4 și 6. 4 și 6 se reduce la, sau bine, fac 1, da? Ca să puteți să manifesta 1, să începeți relația, să manifestați ceva nou, trebuie să ieșiți din 4, dintr-o energie fixă și încăpățânată și să depuneți efort. 6, 6 e Venus, e casa Fecioarei. Fecioara care în fiecare zi muncește, face tot ce trebuie ca să meargă lucrurile, da? Fecioara care oferă servicii, va trebui să vă oferiți servicii unul celuilalt și să lucrați în fiecare zi cu sârg ca să ieșiți din fixitate și nu doar ca să creați o stabilitate în această manifestare. Pentru că 4 înseamnă și stabilitate și acest personaj, poate că și voi, că 5 seamănă se adună sau poate doar o lecție a voastră să învățați să fiți liberi, iar variază, acest personaj are nevoie de libertate. Și totuși, libertatea aceasta nu poate fi manifestată în haos. Va trebui să vă împământeniți, da? Este nevoie de un 4, de împământeniți din când în când, da? Personajul totuși stă pe pământ. Ok. Pentru unii dintre voi, simt că acest personaj lasă în urmă niște situații neplăcute. Cred că își va schimba acest spirit, se va transforma din hienă în cu totul altceva de-a lungul timpului, dacă le veți da timp sau dacă vă veți permite să stați în preajmă până se vor transforma. Pentru că văd că ei vin dintr-o situație neplăcută, vin înspre voi, călătoresc, nu stau lângă voi. Nu stau lângă voi. Că e distanță mică, că e distanță mare, variază. Cred că nu e totuși foarte mare, totuși e 6 de spade. Posibil călătoresc, am vorbit de 6 zilnic, de fecioară, călătoresc zilnic. Pentru niște lucruri. Și în aceste călătorii zilnice vă întâlniți sau v-ați întâlnit. Urmează spânzuratul. O perioadă după ce apare acest personaj, cred că o perioadă va trebui să așteptați să puteți să vă bucurați de creștere și de schimbare de energie. Pentru că apare acest spânzuraș și apoi cărți superbe. Ori unul, ori celălalt, ori amândoi, va trebui să faceți niște sacrificii în viața voastră personală. Sunteți încă niște legături karmice de care va trebui, vedeți cum s-a rupt, da? S-a rupt lanțul. Va trebui să învățați să vă eliberați. Și nu doar atât. Și nu doar atât. Și unul și celălalt va trebui să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Și ei trebuie să vă vadă pe voi dintr-o nouă perspectivă. Și voi va trebui să le vedeți calitățile, chiar dacă se poartă sarcastic, chiar dacă sunt ironici, enervanți, poate chiar dureros de tăioși. Uneori hiena nu e. Să nu uităm că manifestă și femininul și masculinul. Este o ființă hermafrodită,
nu arată prea multă armonie. Încă n-au învățat să armonizeze masculinul și femininul, plusul și minusul, întunericul și lumina, și cred că lângă voi vor trebui să înveți aceste lucruri. Acum, care trebuie să aibă răbdare, care nu, veți trăi și veți vedea. Dar, cred că dacă veți petrece timp de calitate împreună, veți reuși. 4 și 6 înseamnă, am zis, manifestare înseamnă 1. Și veți reuși în libertate să manifestați ceva foarte frumos și intens. Intens pentru că aveți intensitate. Eu cred că așa simt. Cred că ei sunt în aparență sau în exterior mai reci. Prima carte a fost 6 de spade, care se confirmă de 2 ori. Aveți foc și gheață și hiena. Au tendința să fie mai glaciali. Dar în sinea lor au un foc teribil. Sigur au planete în Scorpion sau în casa 8-a. Regele de cupe și cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte care apare de 2 ori. Deci nu se poate, sunt... N-aș spune musai obsedați de sex. Dar sunt foarte intenși în felul în care fac sex. Și cu acest rege de cupe își doresc că vor recunoaște, că nu vor recunoaște această latură negativă. Negativă și în sensul că este în umbră, este ascunsă. Își doresc o legătură profundă, emoțională. Își doresc. Și sunt extrem de geloși. Extrem de geloși cu intensitatea de 2 ori cavalerul de bâte și regele de cupe, scorpionul, să zicem, în poziția întunecoasă, în latura lor întunecoasă, sunt extrem de geloși. Foarte geloși. Dar vor fi miștocare. Vă vor ataca eventual, vor spune anumite lucruri. Mare grijă cum veți răspunde la aceste atacuri sau provocări. Probabil că unora le vor place să vă provoace verbal. Și nu doar verbal, pentru că e un foc să vă să vă pună pe jar prin diferite metode, nu tocmai plăcute, nu tocmai plăcute. S-ar putea să atace și prin spate. Se pare că unora le place să atace și prin spate, măcar în anumite momente în care sunteți sau vreți să împărtășiți energia sexuală pe care o simțiți între voi, o tensiune sexuală, nu energie, o tensiune sexuală. Și totuși vă veți echilibra în acest balans, ironie, pasiune, emoții, stabilitate, vă veți echilibra. Interesant. Am zis foc și gheață, aer, spade și foc, emoții. Par foarte materialiști, par foarte mentali, posibil în preajma lor să exploreze această zonă pasională și profundă, bine ascunsă, să-și descopere acest foc, dar altfel decât cu alte persoane. O veți echilibra, e totuși roșu și albastru, yin și yang. Vă veți echilibra, da. Într-un fel sau altul vă echilibrați. Care sunt cărțile alea superbe care au venit? Împărăteasa și preîmpărăteasa, asul de monede și roata norocului. Când se vor întoarce sau după ce veți depăși aceste conflicte și acest stil ironic, sarcastic, nu tocmai onorabil, mai ales ei. Nu, e moartea de spânzuratul. În aceste amânări, cred că ei vor înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă și spre perspectivă și vă vor vedea dintr-un alt unghi de vedere. Dintr-un alt unghi. Mai greșesc eu, că dacă vorbesc mult, mai greșesc. Ia să beau un pic de apă. Și atunci... Atunci vor vrea să schimbe energia.
Poate că o etalare de tarot îi va inspira. Poate că ceva, o situație karmică. Dar clar, întâlnirea dintre voi e karmică tocmai ca să vă schimbați. Mai ales ei, cred. Să-și exploreze latura emoțională și să descopere altceva. Libertatea. S-ar putea această libertate pentru unii să o descopere în relație cu voi. În acest timp petrecut împreună vor vedea că libertatea se manifestă nu doar în hai să facem sex cum vreau, oricum vreau eu, sau eu știu, într-un mod libertin. Să vor face diferența între libertinaj, aha, interesant mesajul, între libertinaj și libertate. Și cred că împreună cu voi, sau unul dintre voi, veți descoperi diferența asta între libertinaj și libertate. Dar asta doar petrecând timp de calitate. Calitate versus cantitate. Da? Adică decât, nu știu câte relații sexuale sau nu știu câte momente sexuale cu voi, mai bine un număr mai redus, dar de foarte bună calitate. Acum, am zis, se va schimba perspectiva la un moment dat. Vor fi niște amânări, niște sacrificii, niște situații. Poate chiar niște vise. Interesant. Însă, acestea vor aduce schimbare de situație, de energie. Și își vor dori să vină cu acest as de monede către, cred că aici sunteți voi. Cred că aici sunteți voi. Unele. Și ei sunt foarte bine financiar, sunt excelent, dar le mai trebuie acel ceva, quelque chose, ca să poată manifesta totalitate, armonie. Dacă ei sunt aici împărătese și preîmpărătese, chiar dacă sunt bărbați, adică cu un statut social, cu bani, cu casă, cu avere, cu job, cu tot ce e mai frumos, dacă ei sunt aici, le mai lipsește acel ceva special, valoros, care să le schimbe destinul și să-i aducă într-un cuplu armonios, 4 de bâte. Într-un cuplu armonios în care amândoi sunt egali și se bucură de calitățile lor și de valoarea lor. Dacă voi sunteți aici, își vor dori, am zis, după acele sacrificii să vă ofere ceva, să înceapă să manifeste această relație dintr-o nouă perspectivă mai matură, timp de calitate împreună, maturitate găsim în acest as de monede, de monede, da? Maturitate, valoare, să vă vadă o valoare și să vă ofere lucruri de valoare, pentru că meritați. Și atunci se ajunge de la 1, 9 la 10. Ați putea în timp, rămâne de văzut dacă veți reuși să treceți această hienă. În timp, să schimbați această situație, această detașare mentală, aceste amânări, să schimbați și să manifestați, da? Un cuplu minunat. Ați putea. Latura sa luminoasă este reprezentată de cât? De 9 de cupe, foarte emoționali. Cred că în preajma, aha, eu cred că da, înseamnă că voi sunteți aici. Cu fi emoțional în general și din cauza asta, aha, am înțeles, din cauza ei știu că sunt emoțional pentru că în umbra lor este regele de cupe, mami. Regele de cupe cu cavalerul de bâte, multă pasiune și emoții profunde. Pot să iubească foarte profund acești oameni. Și ei știu. Și știu că au emoții și în latura luminoasă și în latura întunecoasă. Însă le e frică că aceste emoții ar putea să fie luate la mișto, apropo de sarcasm. Probabil că au fost luate la mișto de unii și de alții și au devenit și ei la fel. Ca să nu se vadă câtă dragoste și câte emoții pot să simtă. Adică, cu alte cuvinte, acoperă acest foc teribil, intensitate și foc, acoperă cu gheață ca să nu se vadă. Nu veți vedea. Posibil, totuși, în preajma voastră, dacă voi sunteți aici preîmpărătese, împărătese frumoase, frumoase, cu reușite, generoase,
eventual în creștere spirituală, am zis schimbarea, întâlnirea karmică să fie necesară pentru ei, să-i ridicați în vibrație, unii dintre voi, vedeți unde sunteți. Așa, dacă nu simțiți că sunteți în faza de împărăteasă, adică, mai împărăteasă, e împărăteasă. Poate că ei au acest Venus bine aspectat și voi trebuie să vă schimbați, vedeți. Își vor dori să vă transforme, dacă voi sunteți libere, își vor dori să vă transforme în soția lor. Poate chiar mama copiilor. Pentru unii. Pentru unii. Nu pentru toată lumea. Sau într-o parteneră sau partener oficial, care voi nu mai funcționați ca persoane libere. Apropo, probabil că libertatea asta va fi foarte, foarte controversată și pusă în discuție de multe ori. De multe ori. Comunicarea, 8 de foc și intensitatea. Comunicarea dintre voi va fi foarte pasională. Cred că vă veți ataca tot timpul. Asta clar arată atac verbal și fizic. Aveți un fel de a vă instiga unul pe celălalt. Și totuși, am zis, unul totuși e mai dezvoltat spiritual. Am senzația că cine este împărăteasă, cine a plecat pe creștere spirituală, are această comunicare cu îngerii, are acest har de a ridica și pe ceilalți în vibrații. Dacă ei au tendința să atace, veți face în așa fel încât discuțiile, totuși, cât ar fi de argumentative, să zicem, să aibă o doză de calitate în ele. Dar totuși învățați să petreceți timp de calitate, că ăsta e sfatul îngerilor, timp de calitate împreună. Însă, discuțiile vor avea conotații sexuale, clar, cu intensitate 8 de bute și 4 de bute vor avea multe discuții, conotații sexuale. Asta pentru că, am zis, latura lor întunecoasă își dorește așa ceva, îi stimulează. Deși iubesc foarte profund, au nevoie să-și manifeste acest, nu aș zice întuneric, e doar o latură. O altă carte despre care n-am vorbit este Îngerul lui Jupiter care se trezește. Am zis că așa simt. Că voi trebuie să-i treziți pe ei, da? Sunt într-un somn spiritual și trebuie să-i treziți. Așa simt că voi, cei care sunteți împărătese. Și știți de ce? Nu pot să cred că sunt ei împărătese, pentru că spiritul lor este reprezentat de hienă. Și hiena nu e tocmai spirituală, da? Adică nu e deloc. E chiar foarte diavoliță, da? De-aia zic, eu cred că aici sunteți voi. Și ei vor trebui să facă călătorii, să se detașeze, să revină, să se detașeze, să revină. Deci din cauza asta vor apare amânări, dar și schimbarea de perspectivă. Față de situație, față de potențial, față de voi. Vă vor vedea valoarea. Vă vor vedea frumusețea de fiecare dată când se întorc, vă văd altfel și altfel și altfel. Și se vor hotărî să vă ofere ceva valoros sau să se implice în crearea unei relații de lungă durată stabile. Pentru că am zis, ei iubesc profund, dar nu vor să arate. Posibil, unii dintre ei au tendința să bea. Aveți grijă. Cum îi temperați? Cum îi temperați? Cum îi învățați? Cum îi învățați să se centreze? În cazul în care ei manifestă mai mult această zonă mentală, va trebui să-și echilibreze și zona emoțională, și patima, și focul. Dar într-un fel sau altul, yin și yang aici, foc și gheață, într-un fel sau altul vă completați. Am zis, ați spune, eu sunt evoluată spiritual sau evoluat spiritual. Cum pot eu să stau lângă un asemenea personaj? Rămâne de văzut pentru cât timp, dar scopul este clar. Mă mir că n-a apărut moartea, dar a apărut roata norocului, schimbarea de energie.
Scopul este, simt eu, să-i ajutați, nu musai să se schimbe, cât să armonizeze acest yin și yang, întuneric și lumină. Vedeți, e doar o mică manevră de făcut. În primul rând, această linie, vă explic din punct de vedere vizual, pentru că sunt artist vizual și văd lucrurile altfel, da? Această linie trebuie un pic mișcată, da? Ca la yin și yang. Și acest personaj să vadă că există un pic de lumină în întuneric și o pată de întuneric în lumină. Și este minunat. Atunci se poate manifesta adevărata libertate. Nu libertate în haos, nu libertinaj, cum am zis. Și veți învăța, dar veți învăța și va trebui obligatoriu să petreceți timp de calitate. Chiar dacă vor fi discuții, deși nu văd totuși, văd mai mult tensiune, e o intensitate, dar e de foc, nu e mentală deranjantă. E un foc care zace în amândoi și vă răcăiți, dar unul dintre voi va trebui să-l înalțe pe celălalt. Am vrut să zic ceva, dar cred că am trecut dintr-o idee într-alta. Posibil au marcaj în balanță sau taur. Marcaj, nu vă fixați. Poate să fie o planetă acolo foarte intensă. Uranus, cu această libertate, Uranus iar să fie marcant pentru voi, pentru ei. Scorpionul cu regele de cupe și cavalerul de bâte, clar, e scorpionul. Poate să fie Venus, poate să fie Lună, poate să fie ascendent. Există și un aspect în 9 de cupe, în rac sau în pești, latura lor emoțională. Însă eu zic că acest Jupiter este nevoia de expansiune, de fapt libertatea nu înseamnă Uranus, dragii mei. O să vă mai vorbesc, libertatea înseamnă Jupiter, expansiune, prin creație, prin căldură, prin generozitate, nu prin revoluții, nu prin distrugere, gen Uranus. Deci, acest foc și această gheață va trebui să ajungă undeva într-un punct luminos în relația dintre voi. 3 și 7 este 1, da? 1. Trebuie să manifestați această zonă de lumină, de pace, de armonie între opoziții. Poate că voi sunteți mai pasionați decât ei. Și ei își ascund această pasiune și o veți vedea doar în momentele în care nu vă așteptați. O veți vedea în momentele în care sunteți împreună, dacă vreți să ajungeți acolo, că asta este energia sexuală dintre voi doi, 4 de bâte. Da, foc și gheață. Topiți gheața ca să apară focul, dar temperați și focul cu un pic de gheață. Cam atât deocamdată. Ce ar mai fi de spus? Doamna e strălucitoare. Doamna e strălucitoare. Doamna e strălucitoare pentru că vă personaj feminin și dacă chiar doamna este așa în această poziție preîmpărăteasă-împărăteasă și întâlniți acest aspect, înseamnă că este ceva ce trebuie armonizat. Voi trebuie să vă ridicați, da? Știți, sunt anumiți profesori spirituali, de profesori, ca să înțelegeți, spirituali, care își iau peste picioare ucenicii, ca să-i provoace. Nu poți să fii profesor tot timpul cu blândețe. Există Saturn, există Jupiter, e altfel, Saturn e mult mai strict, da? Venus poate să fie profesor, da? De ce nu? Profesor în dragoste, în înțelegere, în multe lucruri. Care este aici într-o poziție spirituală? Care este într-o poziție spirituală? Poate foarte frumos să manifeste și această hienă, doar ca să-l provoace pe celălalt, să-și scoată sau să iasă la lumină și să scoată un anumit potențial. E nevoie de o trezire. E o nevoie de trezire. Cine o face? Variază. Însă între voi se va produce o trezire.
Cam atât. Sper că v-a plăcut. Ce ar mai fi de spus? Iar doamna arată foarte bine în roșu și în culori pastelate, evident și dezbrăcată. Însă, îi plac uneori broderiile, ce ar mai fi de zis, da? Îi plac culorile intense. Doamna. Despre domnul am foarte multe detalii. Domnul are tendința să stea mai în spate. Domnul are tendința să stea mai în spate. Eventual singurul personaj ar fi aici și aici. Personaj masculin și un pic aici. Domnul am senzația că e un pic mai timid. Repet, dacă este timid, să-și ia peste picior timiditatea, să nu poată fi observată. Da, cam atât. Vă pup, numai bine!